Testează, așa. Spuneți-ne ce știți despre vizita procurorilor din, după două luni din nou la Suraia. Aici, aseara m-a anunțat diferiți cetățeni că au fost chemați astăzi la ora 9 la poliție pentru a fi achetați din nou în legătură cu referendum. Sunt chemați în jur de 100 de persoane. În general, sunt oamenii în vârstă, unii care sunt și la pat, bolnavi, și m-au solicitat dacă nu se pot duce, ne-am spus, care poate să meargă la poliție, care nu, să le anunț poliția sau să dea telefon că nu poate să vină. Și au venit azi? Deocamdată n-am văzut nimic. Îi așteptăm. Ce suspectează? Cred că aceeași treabă, cu frauda electorală din la referendum. La DNA sunteți? Ce toți am fost la domnul? Da? Păi căutăm și noi să vedem cine e la DNA. Accent de București. Ce bă? Accent de București. Sunteți de aici local, nu? Local, nu? În ce problemă? Întrebați-mi bine. Da. Eu. Cu votul? Da. Cu votul de la referendum? Yes. Ah, da, cu votul, da. Dar ați mai fost audiată? Nu, aseară a venit. Aseară? Da. Și ce v-au zis? În ce problemă? Dacă am votat sau nu am votat. Dacă ați votat sau nu ați votat? Da. Și ați votat? Nu. Nu ați votat? Nu. Dar figurați ca ca fi votat? Nu știu. Eu nu prea aud. Dar mergeți cam greu, am văzut. V-ați venit cam greu așa, nu? V-au pus pe drumuri? Păi v-au pus pe drumuri, eu nu. Tot mă hodănesc acum. Da. Și ce mai fac acum? Vă e frică de ei, de procurori? Da, ce să fac? Dacă vinea băieți acasă, mă ducea să votez, dar eu așa sunt grobabă. Deci n-ați votat, am înțeles. Dar cum ce fac? Merge să le dați. Merge acolo? Da, da. Sunteți rudă cu primarul, cu viceprimarul? Da. Sunteți rudă cu viceprimarul? Nu. Nu? S-a votat? Cum s-a votat? Băietul. Cum s-a votat aici? Mă vede băietul, nu mă spune. Băietul meu este un făcut. Dar ați auzit că s-ar fi votat aiure așa? Controlați. Vă e frică să spuneți? Da. Am înțeles. Că trăiesc în sat cu lumea, nu mai mai fi. Dar nu. Păi eu te văd cât de bătrân suntem. Să română, știu că v-am vorbit și data trecută cu dumneavoastră. Da, nu, cu procurorii. Au mai venit? Procurorii la mine? Da. Nu. Că acum văd că au mai chemat la postul de poliție. Știți? Nu știu nimic. Nu știu nimic. Deci nu v-am mai chemat. Nu m-a chemat nicăieri. Și cum a rămas? V-au dat un răspuns? V-au zis ceva? I-am spus că m-am votat, că a venit cum a venit și m-am votat. Am așa? Votat. Nu m-am obligat să pun șapir la unii prea dânsi, unii am vrut eu acolo, am pus-o și atât a fost. Dar ce v-a zis? Că figurați că a votat în altă parte sau cum? N-a zis nimic. Nu v-a zis. Eu m-am văzut că ați fost și din volmă. M-a dat la televizor? Da, da. Să nu mă dați, mamă, că sunt bătrân și uite că te zic urât, nu vedeți? Nu, doamnă, sunteți frumoase, cum? Eu știu, coleva, a rămas tu să vă ce faci acolo. Deci nu v-am mai chemat acum. Nu m-a chemat nicăieri, mă. Am înțeles. Rămas să vă chemat pe verbiță, nu? Cred, nu știu, nu e acasă. E numai doamna. Da. Am văzut că a plecat. Și v-a dat vreo răspuns? Nu mi-a spus, nu mi-a dat nici la mână, a scris și am vorbit eu. Și am spus eu, era mi-a spus că e poliția de la Galați. Unul a stat pe banca aici și a fost unul, a zis că e procuror, și mai era încă unul, nu știu ce era. V-a speriat de ei?
De ce mă sperii? Nu. Mă sperii, mamă, dragă, eu i-am sunat la mine o grădă poliției înapoi de când sunt eu. N-am știut că e poliția, chiar ar ce vin îmbrăcat. Mi-a spus el că e poliția, să fii sănătos, zic. Am înțeles. Dar ce v-a întrebat atunci? Că am votat? Da, și cum ai votat? Nu mai bine cum sunt, cum merg cu bătul. I-am spus că eu acolo nu viu, că nu poți merge. Nu poți să urc scările la școală. Uh-huh. Și mi-a spus că vine cu urna acasă. Și eram aici, era și băietul cu mașina, era mașina neagră, băietul aici. V-a adus urna? Da, uh-huh. Așa a venit. Și a scos de acolo, a pus pe capota mașinii în față aici, așa. A pus hârtiile și a scos hârtie și, uite, mă înregistrează păi și vorbesc eu. Da, ne spune, să ne eu. Povestiți. Și am mers acolo la masă băietul ăla și mi-a dat ștampila și mi-a dat unde vreți dumneavoastră. Am înțeles. Da. Și am pus unde am vrut eu. Și pentru bărbatul meu, bărbatul soțul unii. Zic că e plecat că avem o vie în spate încoace. Și zic la vie și aia. Păi, puneți dumneavoastră, pui eu știu ce vrem noi. Am înțeles, da. Noi am pus unde am vrut noi, da, să știți. Da. Am înțeles. Da. Ia să spuneți din partea cui sunteți. Noi... Din partea... De la Adevărul, Antena 3 și România TV. Nu sunteți la Goselie, nu? Nu. Cu ce, suntem la presă noi. Da. Cum vă numiți? Negre. Negre și mai cum? Negre ce e un. Bine, doamnă, ia spune, cum vă spune? Că... Borcea îmi spune. Borcea.